Bucuria învierii Domnului Iisus Hristos să intre în casele dumneavoastră, în familiile dumneavoastră și să fie cu dumneavoastră toate zilele vieții de acum încolo. Se spune că la o plenară a Partidului Comunist din fosta Uniune Sovietică, ei aveau din când în când, câte un instructaj și la timpul acela au ținut o lecție de ateism împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Hristos. După vreo oră și ceva de discurs, conferențiarul a întrebat dacă are cineva vreo întrebare. Cineva din sală a dat semne că vrea să zică ceva și l-a invitat la microfon. A urcat omul pe treptele acelea la microfon și când a fost în fața microfonului a zis: Hristos a înviat. Și toată sala a zis: adevărat a înviat. S-a dat jos și conferința s-a încheiat. Lucram la trusul de construcții din Oradea împreună cu soția și de un Paște a intrat, înainte de Paști, cu câteva zile, a intrat în biroul nostru directorul și ne-a spus: tovarăși, partidul v-a ascultat rugămintea. Dar ce l-am rugat, am zis noi, că nu ne aducem aminte să fi cerut ceva partidului. Și directorul nostru era un tip foarte simpatic, zice: ați cerut să lucrați de Paști. Deci așa că duminică sunt Paștele și partidul v-a ascultat rugăciunea. Toată lumea ne-am necăjit: domnule, ăștia ne duc duminica la lucru, în ziua de Paști la lucru. A ieșit afară din birou și după câteva, un minut sau două, a băgat din nou capul pe ușă și ne-a spus: dacă prind unul pe aici, îi rup picioarele. Singurul om care a venit la lucru a fost directorul. Bineînțeles că a raportat că toate șantierele funcționează, totul este în regulă, pentru că așa era sistemul socialist. E bine, în această dimineață frumoasă de Paști, aș vrea să prezint câteva lucruri foarte simple din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, din scrierile Apostolului Pavel, care a fost extrem de clar în ceea ce privește credința noastră în învierea Domnului Iisus Hristos. În primul rând, vreau să spun că sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos este o bună și sfântă tradiție și ar trebui să facem efortul să o păstrăm. Sunt multe opinii astăzi, ba în rândul credincioșilor, putem citi pe social media o serie de oameni care spun: unde sunt sărbătorile, au treabă cu Paștele, cu Crăciunul, și chiar oameni care se numesc credincioși. Este o tradiție bună care ar trebui să o păstrăm în continuare. Tovarășul Biden ne spune că trebuie să sărbătorim altceva în ziua de astăzi. Propune să facă o altă sărbătoare pentru America. Noi ne îndreptăm spre o lume din aceea din care am scăpat altădată și tot mă întreb unde mai putem fugi din asta, că din aia am fugit în America. Dar dacă ăsta vrea de Paști să sărbătorească pe transgenders, așa, ne putem trezi la aberații mult mai rele decât pe vremea împușcatului Ceaușescu. De aceea, sărbătoarea aceasta trebuie să o ținem în ciuda tuturor eforturilor care se fac de a ne strica sărbătorile. Ca orice tradiție, ea poate fi golită de semnificația ei. Astăzi ni se propun iepuraș cu ouă, cine știe ce alte minuni. Toate sărbătorile noastre sunt invadate de comercial, sunt invadate de alte lucruri care n-au nimic de a face cu sărbătoarea. Ar trebui să ne păzim tradiția asta, este bună, dar ea nu ne mântuiește. Și ar trebui să o îngrijim să nu fie invadată de alte lucruri care n-au nimic de a face cu această sărbătoare. În al treilea rând, să știți că sărbătoarea, așa cum spuneam, nu ne mântuiește, numai Iisus o face. Dar avem un Iisus viu în vecii vecilor, avem un mântuitor care ne poate salva, slăvit să fie numele Lui. Este o ocazie minunată să ne aducem aminte de învierea Domnului Iisus Hristos. Spuneți: Hristos a înviat, oriunde mergeți.
Spuneți-o și la oamenii aceia necăjiți de la prăvălie, vânzătoarele acele obosite probabil. Spuneți că Hristos este viu. Există speranță în această lume pentru că avem un Hristos viu. Apostolul Pavel ne-a spus prin cuvintele lui de nenumărate ori că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este de fapt piatra de temelie a credinței noastre. Totul stă pe această faptă extraordinară a învierii Domnului Iisus Hristos. Toată credința noastră stă pe această temelie. Dacă această temelie devine șubredă, se dărâmă toată credința noastră. Ieri împreună cu soția am zis că, fiind o zi precursoare învierii, o să ascultăm cântări creștine. Ba, am văzut și un film creștin, am zis noi, difuzat de televiziunea română, ca să ne dăm seama în mijlocul filmului că nu avea nimic de a face cu Hristos filmul ăsta, ci era o religie complet fără Hristos. L-am închis imediat. Pătrund în casele noastre tot felul de idei nocive, folosindu-se de media de astăzi. Învierea lui Hristos însă este piatra de temelie a credinței noastre creștine. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 17 și la 19, și aș vrea să vă citesc, probabil trebuie să începem de la versetul 14. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă a înviat din morți, căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, cei care au adormit în Hristos sunt pierduți. Dar dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Apostolul Pavel este foarte deschis și ne spune că în afara acestei temelii puternice a învierii lui Hristos, fără această temelie, toată credința noastră este zadarnică și se va demola. Practic, el spune că dacă n-a înviat Hristos, spune Apostolul Pavel, atunci vestirea Evangheliei este zadarnică. Ascultați-mă, dacă Hristos n-ar fi viu și n-ar fi înviat, ceea ce facem noi aici acum este un lucru fără sens. Nu e de mirare că lumea necredincioasă se uită la noi ca la niște ființe ciudate, care venim la biserică și citim același lucru din aceeași carte. Vestirea Evangheliei ar fi absolut zadarnică fără învierea lui Hristos. Fără un Hristos viu, Evanghelia noastră ar fi o literă moartă. În al doilea rând, credința noastră ar fi în zadar. Toată investiția noastră de credință, de inimă, în Evanghelia lui Hristos, în promisiunile Lui, ar fi zadarnice, dacă Hristos nu ar fi viu. Apoi apostolii ar fi fost niște martori mincinoși, spune Apostolul Pavel. Dintr-o dată, nu numai că avem o veste bună, cum am zis noi, ci răspândim vești false în lumea în care noi trăim. Devenim martori mincinoși. De aceea, în ochii celor care nu cred în învierea lui Hristos, noi suntem niște persoane nu doar ciudate, ci chiar periculoase, pentru că ei cred că noi răspândim o minciună. În al patrulea rând, cu toții am fi încă în păcatele noastre. Am fi rămas cu toții în viața păcătoasă, în păcatele în care am trăit, fără ca să primim iertarea și justificarea înaintea lui Dumnezeu. Fără jertfa lui Hristos și fără învierea lui, noi încă am fi niște păcătoși neiertați. Apostolul continuă mai departe și spune, credincioșii care au murit înainte, au murit și ei nemântuiți.
Degeaba i-am înmormântat frumos, am predicat fain la înmormântările lor și am spus că sunt cu Domnul în cer. Ei sunt, de fapt, tot nemântuiți în păcatele lor și condamnați etern dacă Hristos n-ar fi viu. Și apoi Apostolul Pavel în final spune, creștinii de astăzi ar trebui să fie decompătimit, pentru că, zicea el, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă Hristos n-ar fi viu, am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Mai nenorociți decât toți săracii acestei lumi, decât toți necăjiții acestei lumi, pentru că am avea o nădejde falsă și am trăi, practic, în virtutea unei idei greșite. Nu ne bucurăm nici de lumea în care trăim, așa cum o fac ceilalți oameni, nu? Renunțăm la o serie de plăceri și atunci Pavel spune, am devenit cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar slăvit și glorificat să fie Domnul că Hristos a înviat. El este viu și este viu în vecii vecilor. Dintr-o dată, credința noastră are rațiune și aș vrea să vă spun câteva lucruri în legătură cu faptul că El este viu. Pentru că Iisus este viu. Aș vrea să vă spun că ucenicii ne dezamăgesc când studiem imediat, nu numai că au fugit când l-au arestat pe Domnul, Petru s-a lepădat de el, dar îi găsim după înviere absolut necredincioși în actul învierii. Când femeile vin de la mormânt și spun că Iisus a înviat, ăștia credeau că asta s-a îmbolnăvit săraca de ea. Ucenicii nu mai credeau în înviere. Să știți că există pericolul acesta foarte mare la fiecare dintre noi, să ne obișnuim așa de mult cu credința, cu biserica, cu Evanghelia și să devenim absolut insensibili la ea, la Evanghelie. În România, la Timișoara, fratele Tudorică Codreanu avea o expresie pitorească, așa cum era și el de fapt. Spunea că foarte mulți creștini sunt ca și câinele fierarului, zicea el. La început, când a bătut pe ei lău și au sărit scântei, a fugit scăunând și s-a ascuns prin fundul curții. După care, zicea fratele Codreanu, s-a obișnuit cu zgomotul, cu larma, cu scânteile și dormea liniștit lângă ei lău, în timp ce toate zgomotele astea erau, nu? De care s-a temut altădată. Cred că asta se întâmplă cu noi credincioșii, ne obișnuim așa de tare cu zgomotul proprii noastre religii că nu mai suntem sensibili la vocea lui Dumnezeu. Dar pentru că Iisus este viu, justificarea noastră este acceptată de Tatăl. Păcatele noastre au fost iertate prin jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos. Dar acest mare preot a intrat cu sângele lui, spune Cartea Evreilor, în Sfânta Sfintelor din ceruri, să asigure justificarea noastră în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu când se uită la noi de acum încolo, se uită prin jertfa ispășitoare a Fiului Său. El este viu și a plecat să ne reprezinte acolo. A intrat ca mare preot în templul lui Dumnezeu cu propriul lui sânge pentru iertarea păcatelor noastre. De aceea suntem justificați înaintea ochilor lui Dumnezeu. Țin minte că unul dintre lucrurile ciudate, așa în viața mea de păstor, ce mi s-a întâmplat, a fost că în timp ce stăteam la amvonul bisericii de la Chicago, am avut așa un îndemn foarte special, pe care n-am putut să le explic, să plec imediat și să o vizitez pe o soră bătrână din biserică. Mi-am cerut scuze de la frații, am lăsat să continue serviciul, am ieșit pe ușa din spate și m-am dus la sora asta acasă. Când m-a văzut, a început să plângă și mi-a spus că ea s-a rugat ca Domnul să-i trimite pe cineva acum, că ea este aproape să moară. Și m-a întrebat, zice, frate Petrică, dumneavoastră mă știi, am fost văduvă de mulți ani, am încercat să trăiesc o viață cât am putut eu de frumoasă, zicea ea. Dar acum sunt convinsă că foarte curând voi sta în fața Domnului.
ce o să fie, ce o să se întâmple. Și atunci i-am spus sora de Znan, pentru că așa o chema, când vei ajunge înaintea Domnului, spune că Iisus Hristos, Fiul Lui a murit pentru păcatele dumneatale, ele au fost iertate pentru totdeauna, și El a înviat și este mare preot și te reprezintă în ceruri. Și spunea, bine, bine, dar cântarul, că unii așa cred că viața asta, avem un cântar, nu? Trebuie să pui multe fapte bune ca să ții cumva echilibru cântarului. I-am spus, dacă te duci, spune că pentru păcatele tale a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a înviat și este viu în veci vecilor la dreapta Tatălui. A fost așa de bucuroasă, ne-am despărțit și de fapt a doua zi a trecut la cele veșnice. Justificarea păcatelor noastre este acceptată de Tatăl, pentru că Fiul Lui a murit pentru păcatele noastre. El a intrat cu propriul Lui sânge înaintea Lui Dumnezeu să aducă această jertfă de ispășire pentru fiecare dintre noi. În al doilea rând, moartea a fost înfrântă. Și înfrântă pentru totdeauna. Vom învia și noi. Nu ne așteaptă o alee oarbă, nu ne așteaptă un cimitir, cine știe undeva, nu ne așteaptă, așa cum zicea Vlahuță, nu mă tem de moarte, spunea el, ci de veșnicia ei. Suntem îngroziți de eternitatea morții. E bine, dincolo de poarta aceea de lut, este întâlnirea noastră cu Domnul. Este viața promisă de El. Vom învia și noi. Nu ne așteaptă moartea, ne așteaptă învierea. Și ar trebui să ne gândim la asta pe măsură ce înaintăm în vârstă. Am început să mă gândesc deja la lucrul ăsta destul de des. Ne așteaptă învierea. Moartea a fost înfrântă. Unde ți este boldul moarte? Întreba omul lui Dumnezeu. Boldul acela a fost frânt pentru totdeauna. Apoi avem biruință împotriva păcatului și a diavolului, pentru că Hristos este viu și ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Avem biruință împotriva morții, dar avem împotriva tentațiilor din viața aceasta, împotriva păcatului, împotriva diavolului. Avem un Hristos viu care este viu în vecii vecilor. Putem înfrunta necazurile vieții. Nu ne mai temem de ele, pentru că știm că cu Domnul vom fi toți biruitori. Mulți dintre noi avem așa o părere foarte greșită, că unii oameni, domnule, sunt așa de fericiți, le merge totul bine, au absolut tot ce le trebuie, numai noi suntem ăia necăjiți. Pe noi ne doare ba în spate, ba un picior, ba stomacul, cine știe, ba aia e criză de inimă, cum am avut eu. Alții sunt foarte fericiți. Mulțumiți lui Dumnezeu că nu știți nimica mai mult despre oamenii aceia, că au și ei nefericirile lor. Nu există om fericit pe deplin în lumea asta. Nu există oameni care să nu piardă ceva. Nu există oameni care să nu se îmbolnăvească de ceva. Nu există oameni care nu să moară. Okay? Indiferent cine sunt și cât de sus sunt pe piramida asta socială. Dar avem curaj să înfruntăm necazurile vieții, pentru că Domnul este cu noi. El este viu și este viu în vecii vecilor. Apoi, nu suntem singuri în această lume. Iisus este cu noi. Țin minte, ne-a povestit odată un frate din Chicago, că când a venit în America, avionul ăla care traversa oceanul în timpul nopții, zice, m-am uitat pe fereastră, nu se vedea, numai întuneric, beznă peste tot, zicea el. Și m-am gândit, mă duc într-o lume, nici nu știu unde mă duc exact. Limba de acolo nu o cunosc, nu am nicio meserie, nu știu pe nimeni, ce se întâmplă cu mine. Ce da, zice, m-am întors și am văzut-o pe Ileana că stătea lângă mine, soția lui. Și atunci m-am încurajat, zice el, că mi-am dat seama că nu o să fiu singur. E bine, ascultați-mă, atunci când dați de necazuri, când dați de probleme, aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care ne-a promis că va fi cu noi până la capăt.
este alături de noi în orice situație, în orice lucru care se întâmplă în această lume. Nu suntem singuri în această lume. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că Evanghelia este vestea cea mai minunată. Este promisiunea vieții veșnice. Haideți să ne agățăm de ea, haideți să o credem, haideți să o trăim, pentru că Iisus Hristos ne-a promis viața veșnică. Cine crede în mine nu va muri niciodată, spunea Domnul. Vei fi cu mine în rai, spunea unui tâlhar astăzi. Raiul există și acolo avem pe cineva care ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să închei aici mai spunându-vă încă o dată, Hristos a înviat. Indiferent ce se întâmplă, nu uitați că El este viu și este viu în vecii vecilor. El este Domnul nostru. Haideți să ne ridicăm cu toții și să îi mulțumim Domnului că a înviat și a înviat și pentru noi și ne-a dăruit această speranță extraordinară, viața veșnică, prin jertfa sa de la cruce.